Din cauza numărului mare de solicitări și a problemelor ridicate din teritoriu, reprezentanții Consiliului Județean Buzău au intermediat o întâlnire între reprezentanții Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și reprezentanții instituțiilor care se ocupă de licitații. Una dintre principalele probleme abordate și care se regăsește și în noua legislație este felul în care sunt abordate licitațiile publice. Scopul principal al venirii noastre la Buzău este acela de a mai detensiona autoritățile contractante care astăzi se confruntă cu noul pachet legislativ și văd în aceste noi legi ale achizițiilor publice un element în plus, consumator de timp, aducător de birocrație, și de asta venim astăzi să le explicăm care sunt căile prin care ei pot face în mod eficient achiziții publice. Una dintre cele mai mari probleme ale autorităților publice sunt achizițiile directe. Preferă să spargă licitațiile, cum spunem noi, și să meargă pe achiziții directe. Din asta rezultă însă și foarte multe probleme cu legea. Ați încercat să le explicați cam care sunt urmările? Este cu adevărat o problemă aceasta a achizițiilor directe și de aceea, după cum ați văzut în noul pachet legislativ, noi am încercat să reducem ceea ce doresc autoritățile contractante, în speță cele mici, comune, orașe, nu neapărat Consiliul Județean sau Municipiul Reședință de Județ. Însă, chiar dacă noi în textele noastre am spus când se poate, cum se poate și mai ales când și de ce nu se pot face aceste achiziții directe, comportamentul acesta prin care ei sparg o achiziție mai mare în multe achiziții mai mici, tocmai pentru a eluda procedurile transparente, este mult mai aspru pedepsit și se va vedea în faptul că pentru prima oară legea remediilor are și infracțiuni prevăzute, nu doar contravenții. De asemenea, s-a discutat astăzi și despre pregătirea profesională a celor care se ocupă de licitații. În viitorul apropiat, aceștia vor beneficia de pregătire intensă și vor trebui să dovedească faptul că au deslușit tainele licitațiilor publice. Agenția Națională de Achiziții Publice spune pentru prima oară foarte clar că e nevoie de un sistem de calificare. Și avem un dialog foarte puternic deschis cu Autoritatea Națională pentru Calificări, în care vrem să impunem 3 standarde ocupaționale pentru expert achiziții publice, consilier achiziții publice și manager achiziții publice, standarde care vor avea de la 360 la 720, respectiv 1080 de ore. Și iată că nu te vei mai putea face achizitor, ca să spunem așa, fără să treci măcar vreo 2-3 luni pe la școală, în regim de 6 ore pe zi. În cadrul întâlnirii de astăzi, participanții au avut posibilitatea să stabilească legături și să adreseze întrebări pentru care nu au găsit răspunsuri în legislația de specialitate.